dispoziția numărul 111 din 3 iunie 2019 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Local în Stercaș și pentru marți 11 iunie 2019 începând cu ora 16. Primarul Comunei Mănăstirii Cașin, Andrei Sobacă, având în vedere raportul numărul 2019-2019, întocmit către doamna consilier Roșu Cornelia, contabil în cadrul Comunei Mănăstirii Cașin, Andrei Sobacă, prin care face propunerea unei rectificări bugetare. Adresa numărul 315 din 15-5-2019, primit de la ADN, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, prin care ne solicită adoptarea unei hotărâri privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2019. Adresa numărul 172 din 20-5-2019, înregistrată la noi sub numărul 2958-2019, primită de la SC Falmaron SRD, prin care ne solicită acordarea gratuită a dreptului de servitute pentru suprafața de 454 metri pătrați teren aparținând domeniului public al Comunei Mănăstirea Cașin pentru lucrări de montare a liniilor electrice subterane și a coloanelor subterane pentru consumatorii casnici, precum și dreptul de uz pentru suprafața de 60 metri pătrați în vederea montării pe domeniul public a stâlpilor noi, a blocurilor de măsuri și protecție, ferită de branșamente pe sub. Proiectul de hotărâre inițiat de către primarul Comunei Mănăstirea Cașin privind aprobarea achiziționării unui teren pentru domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. În temeiul prevederilor articolului 36 alineatul 2 litera B și C, 68 alineatul 1 și articolul 115 alineatul 1 litera A din legea numărul 215-2001, privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune articolul 1. Consiliul Local al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău, se convoacă în ședința ordinară în data de 11 iunie 2019, începând cu ora 16, la sala de ședințe de la primăria, având ca proiect de ordine de zi următoare. Punctul 1. Rectificare bugetară. Punctul 2. Aprobare cotizației ADIT. Punctul 3. Aprobare achiziționării unui teren pentru domeniul public al Comunei Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Și punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute pentru suprafață de 454 metri pătrați teren aparținând domeniului public, precum și dreptul de uz pentru suprafață de 50 metri pătrați pentru proiectul modernizat de agroextensiunea ferentă de viață în Mănăstirea Cașin, prin Mănăstirea Cașin, județul Bacău, precum și acordul prealabil de acces în zona drumului public. Articolul 2 prezenta dispoziție va fi adusă la cunoștință publică cu un afișar la vizierul de la primărie, va fi publicată pe pagina de internet a instituției și va fi comunicată în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru controlul legalității. Ședința este publică. Primara preotesei Gabriel, aveți de legalitate secretarul Comunei Mănăstirea Cașin și de la supunem la vot. Procesul verbal de ședința anterioară. Și a faptului că
transferurile trebuie să fie efectuate până în luna octombrie pentru a se putea relua activitatea școlară. Vă rugăm să aprobați rectificarea bugetară în valoare de 5.824.403 lei, conform contractului de finanțare 129 din 20 a 2018, semnat în Ministerul Dezvoltării. Deci, exact cum s-a derulat cu Răuzulcie, PNDL-ul, la fel s-a derulat și cu școala. Am dat... Deci aproape 6 miliarde, da? Aproape 6 miliarde. 5.124.403 lei, banii care trebuie să-i primim de la Minister, inclusiv TVA-ul. Și mai este partea noastră de 300.000 lei, care am asigurat la începutul anului. Și din care vom asigura dotările, pentru că trebuie să cumpărate curent și scaune și așa mai departe. Tot ce trebuie pentru începerea activității în noua școală 2019-2020. 5 milioane de lei noi, nu? Noi, 5 milioane noi, da. 5 milioane noi. 5 milioane noi. 58 milioane. 58 milioane. Cu două puterea. Da. Asta e. Despre asta e vorba. Da. De unde vin banii ăștia? De unde vin banii ăștia? De la Ministerul Dezvoltării. Deci e sursă externă acolo. Nu, dar e o sursă externă. Bugetul e. Nu am fi o sursă externă. Da. Am avut contractul de finanțare semnat în anul trecut. Contractul de finanțare din 2018. Practic, Ministerul se obligă să ne gireze suma de 5.124.000, noi să venim cu contribuția noastră de 300.000 de lei. Deci, ieșăm în alte lucruri foarte strict în buget. Ei au început destul de forță, avem promisiuni destul de solide că își vor termina treaba până la începutul lunii noiembrie. Sperăm să terminăm mai devreme, dar eu am spus cum. Nu și eu nicio, adică vă dați seama că e vorba și de construit corpul nou, știe, consolidat corpul vechi. Păi să termine corpul vechi, de ca să aibă copiii, nu știu. Să jucați concomitent la Andrei. Deci eu spun că lucrarea se va termina la începutul lunii noiembrie, la sfârșitul lunii octombrie. Adică până când se va da, până când va da frigul, copiii vor intra. Asta zic că activitatea o desfășurăm așa cum putem. La nivel de din punct de vedere organizațional, am rămas cu atelierul, școala veche, am disponibilizat-o și învață practic patru clase acolo, două a șasea, una a șasea și una a opta parte, sau, mă rog, cum le-au organizat, și cele de preșcol, de ciclu 1, 1. Fără să avem psicopii, mai ales că sunt pe finalul anului școlar și nu sunt tulburări acestor educațional, vreau să zic așa, știți. S-a asigurat ce obțin minimul obligatoriu ca să putem să ne... Deci toate semnele de clase pentru 15 septembrie sunt asigurate? Absolut. Pentru 15 septembrie. Anul școlar, acum, astăzi, anul școlar va începe în aceleași condiții în care suntem acum. Așa. Dar până la 1 noiembrie, copiii vor intra în spații din noi. Și până atunci? Tot la școală. La școala veche și? Școala veche, atelier și școala veche. Funcționează acum. Aia exact cum funcționează acum. Ar fi ideal să începem prin 15 să intrăm, dar nu poate promite nimeni. Depinde de foarte multe chestiuni. Îți vă dați seama. În primul rând, o derulare fără nicio piedică de la Minister. N-am avut, ne bazăm pe experiența pe care am avut-o cu Prăudulce, unde am făcut situațiile, le-am primis la Minister, mi s-au transmis sumele, le-am descărcat către constructor. N-am avut nicio sincopă, n-am avut niciun deranj, dar nu poți să știi ce se va întâmpla. Discutam astăzi cu șeful de șantier de aici și spune, doamne, m-am bucat foarte mult ploile astea, pentru că au descoperit fundații sau într-o șanțurile cu apă. Sunt chestiuni astea aproape care nu sunt prevăzute și îți vin și stulbă cumva procesul de producție, da?
Să sperăm că vom depăși. Oricum este neașteptat de bine, neașteptat de bine intervenția. Până acum e foarte bine. Trebuie că o zile nu mai sunt veri bani. Cât sunt de mulți. Da, cred că asta va fi cea mai mare problemă. Da, dacă sunteți de acord. E vorba de bani care trebuie să vină. Toată lumea trebuie să fie de acord. Nu cine e. Ce spun? Eu am văzut la școala aia 4 clase, 7 clase,
Și acolo am avut stadionul de sport, unde făceam eu toți felul de teren de fotbal. Făceam educație fizică cu seama lui domnul Șorea și îmi spunea câteodată, când vedea de noi așa, îl cu paie, îl cu fund. Treți, îl cu paie. Da, din fericire suntem posesori și suntem proprietari a unei școli tip Haret. Da, mai sunt puțin în județul acolo, probabil mai sunt puțin în țara. Județul acolo, nu știu dacă este 10 școli. Sunt primele școli, instituții construite de Spirul care din primea ministrului învățământului. Vă dați seama că am reușit până în prezent să o conservăm și pe noastră. Evident că mai trebuie să băgați niște bani acolo, dar n-am prima dată să ne asigurăm ce avem pe asigura funcționalitatea la școlii reale și după aia să o face și pe cealaltă. Ar fi păcat să... Normal, la Lupești am lăsat o ruină. Aici, de 1926, e un monument istoric, care a trebuit să nu-i lăsat în ruină, nu-i lăsat în ruină. I-au căzut un lucru, să văd bărnele din urmă. Am aruncat niște sume și acolo să puneți de... Thank you.
care am avut 700 de milioane. Care se prefață, a spus domnul primar? 2060, nu? Prefața totală de 2620 de metri pătrați. 2620 de metri pătrați. Cât vine? 3 euro. Deci 2600 de metri pătrați. 2620. Intrabilă, domnule, intrabilă. Interiorul e țara, dar și de lângă oraș.
așa. De-acolo să vin 5-6 la 3. Acolo să vină 4 euro. 3 plus 4 euro. Da, 4 euro, ia uitați. Și aici ajunge aproape 6 euro metru pătrat în răstirea casă. Da, deci acolo nu se vrea. Păi da. Acolo era extra. Exagerat, nu-i fi. Derivații
stâlpul de medii tensiuni, da, dar nu dispărea. Da, da. Deci ce înaltă? Înaltă, nu e înaltă, e medii. Pe ori de ce au fost? Ai de da, deci ci sub medii. Da, da, ci sub medii. Iar celelalte branșamente, nu știu dacă vor fi tot aeriene, dar contorul va fi scos la limita de proprietate. Care a fost, nu știu, la Caraclău, eu am văzut? Da, pe stâlp. Toate contorii sunt pe stâlp. Deci o să fie o problemă cu contorii pe stâlp. De ce să fie? Că la Dofteană, tot așa, s-au scos fronturi pe stâlp. Și de o sărbătoare, de un așa, mi s-a spart unui contor, l-a spart cineva, e un voitor. Și eu am avut dosar penal și s-a judecat foarte mulți ani. Da. Pentru că este valut, dar nu este normal așa. A fost la dreptul să afară. Lasă-mi-l pe casă sau lasă-mi-l în curte și eu atunci răspund pentru el. Păi eu vin și am ciudă pe tine, ți-a luat un ciocan la contor, el vine, vede că ai contorul spart în la el. Dacă se analizezi. Ăla din măsură e a lui. Și nu răspunde de ea. El și l-a pus pe acolo și el sunt problema lui. Exact, și l-a pus la limita proprietății. El și l-a pus și problema lui. Nu răspunde de ea. Și la limita proprietății, nu știu dacă nu răspunde de ea. El răspunde de ea. Deci tot ce-mi iasă din fond, ce iasă din demonstratoare până la mine răspunde. Când nu l-ai de mai rezultat și acum de acolo. Dar legislatarea nu se face de acolo, în contorul ăla de stâmp. De ce sunt în contorul? E luminat așa până în contor. Se vor face coloane electrice cu trei conductori,
pentru consumatorii monofazați, respectiv cu 5 conducători pentru consumatorii trifazați. Se va asigura continuitatea conductorilor între blocurile de măsură și control și tabloul consumatorului. În locul extens se vor monta o, doză de trecere cu șirte cleme. Da, am structură și capacități. Pe caracteristici. Pe locuitorii costă ceva? Ce costă? Poteți? Nu costă nimic. Nu. Faptul ei? Fapt ei. Obrașament, trebuie să vedeți obrașament. Da, deci astea sunt lucrurile care se fac. Așa? Mai este un model de aviz, dacă vreau să dați ce se zi, nu îi boate la altă localitate. Deci, avizul favorabil, modelul, da? Cu următoarele precizări. Respectarea proiectului de execuție întocmit de societatea autorizată în domeniu, respectarea normativelor în vigoare, respectarea vizelor solicitate prin certificatul de urbanism, aducerea starei inițială a terenului pe care se execută lucrarea. Prezentul avizare pe alătate 24 de luni, respectiv executantul sunt direct răspunzători și vor suporta consecințele financiare sau de altă natură ale eventualelor deteriorări de domeniul public. Da, era și privatul. E vorba de reface sau doar pe public. Nu, probabil că la fiecare privat, dacă are indicerea, mă văd o vedură. E de acord, om, sigur, dar mă reții, cum a spus așa, că se poate strica pe proprietatea omului ceva. Deci nu poate să intri pe proprietate privată. Fără acord. Fără acordul proprietarului. Fără acordul proprietarului. Iar să nu începe o proprietate locală, nu va da, nu va da el aprobare ca să intri pe o proprietate privată, pentru că nu are nevoie pe conformență. Domnul primar, vreau să vă întreb, acolo, unde stă Sound One, are aici sub ideal aici, știți dumneavoastră? Așa, strict din Peter 2. Băveam numai. Acum e vorba din strict din Peter 2 și urmează Peter 3, din ceea ce... Dar nu altceva vreau să spun. Așa. Ei au rețeaua, vine pe lângă cicul, pânză cicul din și fac așa cu știu. Redim, da, ne-a urcat de la... Strâng direct în spraf, nu ales la din deal, de-abia mai stă. Conductorul e desizolat, niște... Poveam? De lemn. Da, de lemn. Sterge, are, de lemn, timpul de... După revoluția cu capul. Cum să vă zic eu dumneavoastră? Niște consoane de pe timpul, așa, tot așa, recuperate de undeva când s-a făcut rețeaua acolo. Și zic eu, ar trebui luată în calcul, să facă rețeaua, oamenii nu dă și greu de întreținut acolo. Și mai pun să faci cu tirași pe acolo, nu știu, stâlp din beton, nu știu ce. Pe drum, de unea drumul, de la italian, cu coași, și facă rețeaua acolo. Am putea pune și un web 2 pentru un alt public și pentru ei, pentru oameni și ei, 5-6 case acolo. Copii și acolo care se duc la școală, e pe țară, noaptea, bacă iarna când îi, cum se face personal, se înseriază vreme. Sunt niște chestii care ar trebui să îi luăm în calcul. Neapărat cu aia, ar trebui de vreo două ori pe acolo, mi-ați văzut ce putem face aici, bă, nea, ce să facem, mai zic, ce putem să vorbești cu un bun primar. Păi să schimbăm stâlpul ăsta. Ce să schimbăm? Să schimbăm un stâlp de... Să vorbesc cu dumneavoastră ca un stâlp de stăjar. Ce stăjar, băi? La toți spun mereu, la potrezi, sunt la făcut. Nu avem ce face. Acum ar trebui făcut normal. Azi, mă, cred că sunt deja. Aveți un timp de om și pe aici pe bani. Problemă mare, nu așa. Care este un stâlp de la băi? Dar un ochii pe acolo să joacă, vă câțiva copii pe acolo să joacă. Să vă stăpreți mai încolo acolo. Păi e un bar, dar ce nu trebuie să faci? Să faci răzbătirea. 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 Dar nu are serbătare nimic. Am pus orice pe el, am vrut să-l iau. Eu vreau să fac răzbătirea. Fiu, să faci răzbătirea. Și el se face răzbătirea. Am luat legătura cu eu o rândul așa, zice, nea, aia și pistol, nu, de ori s-a luat, nu, durba contra. Deci vrea la... Ei cumpere stâlp de la mine, care costă 10-15 milioane. Și deci, eu traversez acolo, că e... Poate intră. Asta e. Părea de la el și pun și acolo, că de ce nu ce nu droși. De ce nu-ți o faci un teren? Sumele de bani și păi asta, ca o, poate acceptă, dar e conducta de apă, acolo. Care conducta? Nu are niciun nu e. Cum conducta de la mama? Deci, în momentul în care
o locuință, cum e cazul domnului Deleu, eu trebuie să obțin avizul de la EOR. EOR-ul dă o soluție. Soluția o dă cea mai viabilă, adică branșament prin pământ sau aerian până la limita proprietății. Și depinde cum e dat avizul acolo. Da. Pe nu, acum, domnul, dar... Și dacă e dat cu stâlp intermediar, în anticalculație, este băgat și stâlp. Dumneavoastră vă duceți la EON, achitați, da. Sau fie mic. Degeaba ai stâlp acasă. Nu, pe aia zic, eu am pus ochii pe el și am văzut, dar mi-a dus, iau tractorul, iau și l-am văzut, nu e așa. Da, nu e așa. Da. Iar pe viitor mai are de solicitat niște vedeți-l cu astăzii, niște adrese cu administratorul drumului, dar să vreți să vedeți și mai multe. Și timp în asta, dar nu, că e tot în faza. Și vreau să vă materialul. Dar nu trebuie să ne fi și celălalt. Nu. Numai pe T3. O să am înțeles. Pe T3 o să fie anul ăsta? Da. Așteptam aprobat acum vreo 4-5 ani. Tot la fel o în intenționare prezinte, tot la fel, se facă planșamentele la mare, dar nu am aprobat, ca acum 4-5 ani. Dar mai avem ăsta, domnul. Asta de fapt este 2 ani, să fie lucrurile. Avem 2 ani. Nu dați seama de cât ai umblat după avizii. Da. 2 ani de azi acum? Da. Ai pus până la 5 ani, nu știu, și pacienta. Dar vă durează avizii de când la trebuie. Da. Să rezolvăm problema asta.
doua problemă, m-aș referi la legea 247. Domnule, în 2005 aveam niște dosare pentru retrocedarea unor păduri, în suprafețe pădurii, și nici acum s-a rezolvat nimic. Stau acolo la dospit dosarele alea în sertar la dumneavoastră. Și Dumnezeu aveți din gând să faceți cu ele, că mulți mă întreabă, și sunt și eu în situație, dar mulți mă întreabă, domnul general, când se rezolvă treaba? Întrebați de domnul primar. Păi, domnule, și eu sunt în situația asta, ce să întreb? Am aflat că comisia asta locală nu v-ați întâlnit un an de zile. Mi-a zis cineva din comisie, domnule, a trecut un an și unul dată n-am fost convocat, să vedem, să discutăm dosarul. Ce aveți din gând să faceți cu... Alții, domnule, și-au retrocedat palatii. S-a părea că s-a greșit. De ce, domnule? Ultima dată ne-am întâlnit luna trecută, nu? Și s-a rezolvat ceva dacă v-ați întâlnit? Sunt multe, foarte multe. Dar un caz, două, trei, s-a rezolvat. Trimite la Comisia Județeană, la ce vă referiți? Dumneavoastră vă referiți la cazul nostru sau la un caz? În general, în general, care e problema? De ce vă dedicăți să-mi dați drumul la dosar? În general, dosarele sunt fără alte. În ce constă fără alte? Fără alte, doveditoare. Legislația cerea doveditoare la restituirea proprietății. În momentul în care l-am introdus în comisie și l-am respins, ăla e respins pe veci, nu s-a luat. Nu mai are ce să mai faci. Și ați anunțat proprietarul motivului de ce ați respins? Poate omul face rostul de documente. Domnul, nu sunt ca să mă luați dumneavoastră acum la întrebări. Spuneți-mi cum despre ce-i vorba așa? Nu am dreptul ăsta că sunt consilier să întreb sau cum. Nu aveți dreptul să mă luați cu mine la întrebări așa ca și cum... Dar nu, dar trebuie să dați explicații la toată... Eu vă dau explicații, spuneți-i că vi le dau un scris, dar spuneți-i care-i problema. Așa este și lui domnul ăsta Balanci, că veniți la mine în audiență și vă dau... Acum țineți și audiență. Dar când asta v-a ales propriul asta cetățenii, le-a spus, bă, fraților, cum alegeți primarul, vă primesc numai la audiență, discutați cu mine, dar dumneavoastră trebuie să fiți la dispoziția noastră, domnule, să ne dați explicații, vorbiți cu orice cetățean care plătește taxe și impozite. A noastră, da, dar numai dumneavoastră nu, să fie clar. Spuneți adică ce vreți să fie vorba. Domnul primar, spuneți care e cauza. Uitați situația mea. Deci eu am făcut dosarul. Mi-a pretins următoarea treabă. Domnule, faceți dovada că aveți vecini cu titlul de proprietate. Faceți dovada că veniți cu asta, cu probă de marcă. Faceți dovada că aveți măsurători cadastrale. Faceți dovada nu știu ce. Deci le-am făcut toate. În timpul ăla nu s-a spus, domnule, nu ai cu tare sau nu corespunzi cu tare. Bine, le-ai făcut, le-am luat dosar, le-am spus în sertar. Acum când am luat legătura, după 13 ani, cu domnul vice, ce spune? Stai puțin, s-au modificat legile. Păi stai, domnule, dar dumneata mă întrebe mine acum s-au modificat legile. Cu apărut ordonanțe, noi legi, bineînțeles, toți care au apărut la conducere, au căutat fiecare să mai facă câte o lege, câte o îmbunătățire, sau știu eu, sau să mai ceară ceva. Dar de ce n-ați făcut treaba? Dar de ce n-ați făcut treaba la timpul respectiv, când era legea în vigoare, să rezolvați treaba până la capăt? De ce n-ați rezolvat? Din ce negligență? Nu? Sau încă o problemă. Eu știu foarte bine comisia atunci. Ați fost plătiți jumate de an. Ați fost plătiți un an de zi cu jumătate de salariu. Pentru a rezolva problemele astea. Și dacă n-ați să nu le-a rezolvat, de ce ați încasat banii? Da, domnul. Comisia a muncit pentru că l-a făcut un an. Cum ce-a muncit? Că a pus sertar la dosar și l-a lăsat la dospit? Despre ce vorbim? Cum? Nu știți ce înseamnă că sunteți și președinte și nu știți ce-i vorba. Are mai multe locuri. Da, hai să facem. Hai să facem o ședință, următoare ședință și băgăm chiar dosar din domnul Mircea ca să... Da, domnul. Nu numai mele, toate, domnule. Da, toate ale toate. Toate dosarele mele sunt. Vă dați seama că nu suntem discuta mai mult din 5 dosare pentru că eu... Nu contează. Le luăm. Da, așa, așa le băgăm. Și vorba de articolul 6.3. Le băgăm toate la discuție. Toate dosarele. Toate? Toate. Bine, domnul, să mă bucur. Anunța lumea să vină aici să... Nu, e anunța de fiecare parte. Oamenii trebuie schemați. Cu modificarea legilor acum. O să spun cum modificăm noi legile. Noi luăm dosarele. Iar domnul, eu am înțeles greșit că a fost grevată din legea 165. Deci, noi am grevat 165, n-are ce să-i faci. Da. În fine. Da, am înțeles.
Ar mai fi o problemă, domnul primar. Da. Am văzut că ați participat la ședința Consiliului Local, la ședința Asociației Proprietarilor Pădurii. Am văzut că și acolo căutați să dictați consiliul de administrație, asociația, proprietare, tot dumneavoastră hotărâți și cu banii ce să facă în asociație, că facem cu banii poturi, nu știu ce, care va aparține primării. E corect să faceți treaba asta, să vă băgați și în asociație, că de fiecare dată v-ați băgat. V-ați implicat de fiecare dată. Dumneavoastră ați fost ăla care m-ați dat jos pe mine din calitatea de președinte, că nu mi-am făcut nu știu ce datoria, că nu știu ce. Deci spuneți, domnule, că și asociația asta este a dumneavoastră. Și ziceți, domnule, nu asociația proprietară pădurilor, asociația pădurilor. Toți sunt alături. Păi da, era așa, spuneți, frate, era toată România. Acum nu mai este. Eu din câte știu și mi-aș aminte cum s-a întâmplat acum vreo 10 ani, nu? Sau când v-ați dat demisia din asta de funcția de președinte? Nu mi-am dat eu demisia. Da, ce? Dumneavoastră mi-ați făcut adrese și ați cerut Consiliul de Administrație să mă demită. Vreau să-l dau primar, o am și acum, o aduc aminte. Așa, nu mai țineți minte. Și nu v-ați dat dumneavoastră demisia? Nu. V-a demis? M-a demis Consiliul de Administrație la cererea dumneavoastră. Ați spus, spus alt președinte care la ora actuală, că mie mi-ați pretins că nu fac ședință lunară. Asta a fost motivul. Și acum a spus alt președinte dumneavoastră care nu a făcut ședință decât la un an. Ce ai președinte? Da, plus că ați mătut cum ne judecă lumea, nu s-a făcut nimic, stăm cu bani în asociație și nu s-a rezolvat nimic. Tot cât dumneavoastră ca deci am aceeași calitate pe care au fost dumneavoastră ca și proprietarul. Eu înțeleg. Deci eu sunt, dar nu sunt reprezentant, dacă citiți legea, dacă citiți OG26 pe 1998, să vedeți că acolo orice asociație este un organ care nu depinde de politic și nu depinde mai puțin de primar. Foarte, nu depinde deloc. Primarul acolo are aceeași calitate pe care mai ești dumneavoastră ca proprietar pădurii. Adică eu practic sunt reprezentantul comunei care este cel mai mare proprietar, dar asta am depinde pădurii. Proprietar de ce? Că acum ați dat pădurea, ați dat-o în administrație pe timp de 10 ani în polisilic. Și acolo ați lăsat cu ochii în soare pe cetățeni, că putea cetățenii să ia lemne la preț mic. Acolo am dat o aprobare cu Consiliul Local, domnule. Eu nu știu dacă prea am fost noi de acord cu treaba asta. Noi asta ați hotărât de unul singur. Domnul, eu fac. Este slavă, domnul deputat de drumul. Găsiți, luați, v-ați stat. Trebuia să țineți cont de cetățeni. Că și au nevoie de lumieri. Deci nu ia la preț de o consilie. Putea să ia la preț mai mic. Deci, din păcate, le-am amestecați caracterul. Nu le-am amestecat. Din păcate, le-am amestecați. Pentru că trebuie respectat codul silvic. Și am spus mereu chestiunea asta. Codul silvic prevedea o chestiune pe care nu ne puteam noi, dar cât a fost și cât am putut să o ținem noi în administrație, nu ați văzut că am ținut-o, s-a aprobat în Consiliul Local cât am putut. Dar nici nu am dat la acolo nici că și acolo. Odată ce s-a modificat codul silvic, nu mai puteam să facem. Domnul primar, spune de ce n-ați fost de acord să o dăm la tulnici? Că ăia ne luam numai taxa de asta, de bază, și restul noi o valorificam cu vroiam. Eu am dat exact cum am vrut Consiliul Local. Dar ce vă faceți? Credeți că sunt mai... Exact. Deci în momentul în care eu am venit și am spus și Consiliul Local mi-a dat aprobare, eu am dat-o exact cum mi-am spus. Deci așa cred că Consiliul... Nu mai faceți acuzații nefondate, cum n-are nicio... Nu mai distrează pe nimeni, nici măcar nu îmi limitea să meserate. Dacă vă gândeați la cetățeni, nu trebuia să o faceți. Credeți că ar fi mai bine organizarea composerului Sorache, ca la Cucutris? N-am avut oricine, n-am avut ce să facem. A fost o discuție cu Oicuțu, a fost o discuție inclusiv cu Căiuțu, cu altul. Deci noi avem nevoie de minim 5.000 de hectare. Deci minim 5.000 de hectare. Cum este codul silvic? Codul silvic. Vedeți, codul silvic. La definiția din codul silvic, la definiția unui cod silvic, spune clar că suprafața unui cod silvic, în zona de munte, trebuie să fie de minim 5.000 de hectare, iar în zona de câmpie, minim 3.000 de hectare. Iar noi aveam 2.485 de hectare. De 2.400 de hectare ale comunei. Eu vorbesc de ale comunei. Păi, 2.300 și 400. Să iau și proprietarii. Sunt prafețe foarte puțin. Știți că sunt
până în 1000 de hectare. 700. Domnul primar, 2300 ați obținut dumneavoastră și cu 400 și 40 de hectare care i-a viață. Domnule, 2700, domnule, nu fă calcule de astea, că am amenat, dar eu știu că am făcut pe aici, nu știu nici am mai n-ai, sunt 2485 de hectare pe amenajament. Nu discutăm, ți-a spus discuții în amintire așa, că ți-a dus matare aminte. Dar vă arăt concret, domnule, că sunt 430 de hectare care le-ați avut. Vorbești de pășune, pe nu vorbești de pătrâne. Încuci băie cu capre. Deci, asta e ideea. Nu aveam... Deci trebuia să luăm așa, trebuia să luăm... Deci noi aveam 2500, aproape 2500, aproape jumătate de suprafață, și trebuia să luăm alți proprietari cu 2500. Pentru asta trebuia să facem o asociere între cei care aveau pădurea și aici trebuia să apelez la Consiliul Local Căiuț, la un proprietar, un mare proprietar de la Căiuț și odată ce i-a dus cu toți și începi să discuți, nu știu dacă mai ieși undeva. Eu s-ar putea să nu fiu un neapoi și nu mai faci nimic. Așa am preferat o administrare a noastră. Și a fost și dumneavoastră de acolo. A venit, înțeles. Și Oituz la suprafața asta? Oituz mai mare? Oituz nu. Cea mai mare suprafață o are Gimeș Palama. Cea mai mare suprafață. La un moment dat am discutat chiar cu Gimeș să deschid o filială aici. Am avut discuții cu cei de la Gimeș. Am avut cu toți discuții. Am ales varianta asta pentru că era cea mai bună pentru noi. În primul rând, toate cheltuielile erau suportate de noi. Da, tot ce însemna filiala respectivă. Ei veneau, e clar că ei își făceau lucrările lor exact cum fac și cei de la Oman, da? Își făceau lucrările lor și după aia le făceau pe ale noastre, să zic, lucrările marcate, punere valoare pentru populație și așa mai departe. Nu cred că ieșeam mult mai bine în față de ei. Da. Da. Dacă dumneavoastră credeți cu cuvinții, poți putem merge la Tunici, da, dar eu nu mi-asum responsabilitatea că toate lucrurile vor fi ok acolo. Pe statul 10 ani mai puțin să mă retrageți, nu mai puteți. Dar e Consiliul Local, domnul Consiliu. Consiliul Local poate să facă ce vrea el, pentru că el e cel care decide. Trebuie să înțelegeți odată. Dar trebuie să te gândești că e și bine. Trebuie să te gândești ce faci, pentru că nu poți să... Vei fi și răspunsă. Vedeți că noi aparținem în interesele și asta a fost principala problemă. Nu știu dacă știți, dar noi la un moment dat umblam ca să facem un local pentru Tunici, nu mai avea local silic, eu avea autorizația anulată. Și umblam la un moment dat ca să autorizăm local silic pe Mănăstirea Cașa. Și ei să vină cu filială, să fac filială acolo. Dar organizarea TRSP-ului e ruptă aici. Bacău face parte din TRSP Suceava, Vrancea face parte din TRSP Focșani, Jana. Și atunci erau, deja interesele și-a scos armele la înaintare. I-a spus, doamne, ce bălăneal faceți voi acolo? Vreți să faceți așa? Nu vă controlează nici Vrancea, nici Focșani. Nici Suceava, nici Focșani. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de simple cum se văd de la mare distanță. Da, dacă mai aveți altceva. Da, am încheiat. Mulțumesc. Da. Vreau să vă întreb ce putem face pentru drumul ăla de Zălușu acolo, că ea s-a dat. Putem face o rectificare bugetară, să luăm niște gardioane, ceva, că... Atât Zălușul unde s-a mai luptat în față. La ușurile. La ușurile. O să tot să surpe și o să rămâne și poate după. A, aici, da. În țigani. Să iei țigani, așa. Da. Strada Păcătării. Da, strada Păcătării. Să achiziționăm niște gardioane, domnule, să... Facem acolo, să tărim malul ăla, să duce de tot. O să rămâne fără drum. Parcă o să-ți cei de la apel, rămâne la un... Da, pe baza asta, rămâne fără. Eu așa v-am zis într-o ședință de dumneavoastră. Deci, din păcate, din păcate, toți pe malul apei e în pericol. Dar drumul e nostru. La Alexandru, drumul e nostru. Dacă au fost gardoane jos acolo, s-au rupt, s-au... Vă dați seama cât de depășit. Mi-a fost făcut în anii 70, când au fost. Da, dar aici... Tot așa au făcut... Aici am... Au consolidat tot cu gardioane. Au gardionat normal și după aia am întâlnit. Când a venit comisia de constatare, au trecut și pe asta, nu? Da, am trecut la total 780 de metri.
Și o spun cu toată, toată fermitatea și toată tăria. Noi... Nu i-ați dat toți banii? I-am dat absolut pentru ce a lucrat, numai că nu vrea să mai lucreze. Are foarte multe lucrări, n-au... Acum, au fost luni la ei, la firma acolo, ca să văd ce fac, nu mai răspund la telefon, mai așa. Nu, n-avem datorii la ei, clar. N-au datorii la noi, suntem... Păi cum datorii? Contractul făcut, el a făcut contract pe lucrarea toată, nu? Nu mă lași la jumătatea lucrării, se impune niște penalități, niște... Că nu am datorii la ei. În sensul că m-a întrebat domnul Beloiu dacă am, nu i-am dat bani, nu i-am plătit ce a lucrat. Bineînțeles că ei sunt îndatorați de contractul de lucrări, clar. Da. Dar dacă nu o să se prezinte, clar, nu vom avea de face cu o reziliere de contract. O să facem nou la licitație și da, altceva, altă posibilitate. Păi n-au prevăzut și niște penalități? Da, bineînțeles, așa sunt. E în momentul când iau lucrare, până la o să bani și o pierde bani. Nu e vorba de asta. Cea mai gravă chestiune este că o să fie notificat pe SEAP și nu o să mai poată participa la alte licitații. Clar. Nu e foarte mult pe chestiunea asta. Dar și datorită faptului că nu ia foarte mult timp, aș vrea să evit să... Dar nu mai am ce să... Dacă s-a făcut, s-a făcut, dacă nu, nu mai este tot cu el. Să mai lungim. O lungim și o lungim. Da, ca să vedem de să vedem noi care va fi de cum facem în nouă licitații. E na, trebuie să facem o licitație cu făcut de expertiz cel puțin. Da, mai au trebuie să participe la licitații, ei dacă mai faci o nouă licitație. Sunt penalizările din contract. Deci nu mai penalizări din contract. Și le-ați activat? Iar de azi normal? Deci, deocamdată vreau să văd ce se întâmplă. Vedeți, eu n-am cu ce să discut la ora asta. Deci dacă ajung la rezilierea contractului, e clar că o să-i fac notificare de plată pentru penalități de întârziere și așa mai departe. Cu toată, toată procedura va veni după, după el, e clar. Apoi este un gol la fost acolo pe la mine, am deblocat și pus pe perpendicular ca și cum am bat în car, deja mi-am ofendat. Am crezut că o să fac la timp imediat și o să toate de tot, am crezut că face un cămice. Da. Ei, bate în mar, nu-i rupe tot. Să rupe cu mine. Asta crepa. Da. Dacă nu-i... Nu se vede mic să care e situația. Nu știu, era normal să fie pus chiar așa? În poziția aia? Bă, dacă așa era trecut în proiect, așa l-au pus. Nu putea să pună asta. Da. Mă rog. Da. Acolo vin camera de decădere. Da, da. Asta. Șanța că apa aia o să mănânce tot timpul. Da, e clar că ne aduce tot felul de necazuri. Alte costuri, mai ales că alte costuri. Bă, 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 bă. Nu prea ține. Da. Da. Apropo de contractul ăsta cu drumul, fiindcă a venit discuția, am promis că ei aveau un termen să termine drumul, nu? Când era termenul să termine? Da, la 31 decembrie. 31 decembrie 2019. Păi, și probabil lucrările erau împărțite într-un anumit fel. Eșalonate lucrările, clar că ei, există un geam de pe lucrări. Mi se pare tardivă atitudinea dumneavoastră și acțiunea dumneavoastră vis-a-vis de rezilierea contractului. În condițiile în care el n-a mai venit acolo, știu că toată iarna a fost problema asta, că se punea problema să se mai pună niște piatră, niște... Iarna s-a suspendat, lucrările s-au suspendat. Bun, dar suntem deja, deci se puteau lucra de în mijlocul verii, acum. Deci mi se pare că chiar ar fi trebuit să mergeți mai departe, mai repede, nu atât de târziu. Mă rog, eu zic să întâmple, nu, ei au făcut lucrările alea, pus în primăvară, pus substratul la de piatră, la drumul 2, la porțiunea aia de la Dimulescu, acolo și la așa. Zic că s-a dat drumul, s-a deschețat treaba, mai ales că au venit, doamne, avem bitumul pregătit, e magiziona, numai să începe. Păi și sesiunea asta de ploi, care într-adevăr nu... Păi, tocmai asta este problema, că firma în sine... Acum, practic, era timpul bun, te-a apucat de treabă și dumneavoastră, din cauza asta, m-aș avea alertat. Băi, începe să fie timpul bun și nu vine la treabă. Firma, ca firma, se descurcă, dar dacă vă gândiți la cetățenii care stau acolo, pentru că am mai avut discuții cu cetățeni, deci, efectiv, unii nu pot să iasă din... Din curte, dacă se întâmplă o chestie, o adunare mai mare, nu știu, o mormântare, o ceva, este dificil de descurcat acum. Descurcat.
De asta zic că... De descurcat, de acolo, de o mulțime mai mare să iasă pe drum. Da? Pe drumul respectiv, despre care vorbim acum. Vi se pare că pe cetățeni nu-i afectează cu nimic? Deci sunteți așa de... S-a pus piatra pe drum. Ce s-a întâmplat? Sunt lucrări care s-au făcut, nu s-au terminat și deranjează cetățenii. Nu deranjează pe nimeni. Accesul pe drum. Bine, depinde de acces. Na, accesul poți să-l faci și cu pe vârfuri și așa. E vorba că totuși deranjează acel drum cetățenii și zic că trebuia să luați atitudine mai repede față de această firmă care n-a venit să-și facă treaba, practic. Văd că a venit banca și a luat bancomatul de aici. Vreau să spun că nu pentru mine, dar pentru unii cetățeni, de exemplu, care se mai deplasează la Onești, care au pensii pe car și mai departe, era foarte binevenit acel bancomat. Da, așa este. Poate ar trebui să faceți o adresă către una dintre băncile cu care se lucrează mai mult în zona noastră, că sunt o grămadă de salariați și au cazuri la... Nu optez pentru nicio bancă. Dumneavoastră veți face o analiză, veți vedea cu care lucrați mai mult și faceți o adresă. Am făcut deja o solicitare. Dar ce motiv a avut de așa la ta? Puțin operațiune. Da, multe puține. Dar nu știu ce bancă era. Probabil erau puțin salariați. Da, nu știu. Vă dați seama, se făceau 800 de tranzacții luna, iar ei aveau pretenții la 1500. Și le-au înțeles la depășit. Am zis, doamne, dacă aveți 200, poate mai facem noi eforturi, mai, eu știu, mai lămurim pe cineva, dar la 1500 deja era imposibil, practic, era... Da, vreau să spun că era binevenit acela bancomat și ar fi... A fost decât 4 ani zile din 2015 până în 2019, nu dați seama... Să faceți demersul, poate găsiți o bancă, să... Am făcut deja demersul și vrem chiar să aducem un aparat IOS în... Tot la fel, din cauza asta, populația și mai ales populația în vârstă, nu reușește să da, eu ies. O altă problemă, am înțeles din discuțiile dumneavoastră că deja v-ați apucat de înlocuit geamul la, ziceți dumneavoastră, noul dispensar. Poate discuția pe care o voi face eu acum este tardivă, pentru că deja s-a aprobat în Consiliul Local mutarea dispensarului. Cred că cel puțin au fost luată prin surprindere, să spun așa. Poate dumneavoastră ați făcut un impact, un studiu de impact asupra populației și asupra bugetului. Și vi s-a părut mai convenabil să amenajați sectorul. Da. Puteți să ne prezentați și nouă așa ceva în Consiliul Local? Studiul pe care l-ați făcut? Uh-huh. Eu, cetățenii pe care i-am auzit, n-am auzit un cetățean din comună spunând că își dorește să se schimbe dispensarul acolo. Eu n-am auzit așa ceva, poate dumneavoastră ați vorbit cu cetățenii și v-au spus lucrul acesta. Deci ne ținem în continuare pe dispensar, să înțeleg. Nu, ce vrem. Da, nu s-a adecvat cu 300 de mii de lei, sunt niciun fapt, nu ai fost adecvat. Dumneavoastră ați motivat în proședință. Mai ales că nu avem cale de acces la ea. Stați un pic. Deci, dumneavoastră ați spus în proședință că există un litigiu acolo și încă nu este clar. Da. Am înțeles că ați avut o dată când trebuia să vă prezentați. Ați mai discutat problema aceasta? V-ați mai prezentat la judecătorie? Ați discutat problema? Avem avocat, doamna consilier. Avem avocat. Bine, eu știu că aveți avocat, dar cred că mi se părea corect să știm și noi. Dacă tot am riscat această discuție, era bine să veniți lângă noi. Am discutat cu avocatul, asta și asta. Am fost, am prezentat și, dacă puteți să ne spuneți în ce stare vă aflați. Da, o să fac un material. Ia spuneți, ce stare ne aflați cu procesul? Eu nu am mai luat legătura cu avocatul acum, ultimul timp. Domnule, dar le-am dat 60 de milioane, domnule. Deci, mi s-a solicitat să transmit hotărârea curții de apel și hotărârea penală prin care s-a luat terenul de la America, ca să facem dovada de unui venit de rău. Așa. Bine, noi am scos de la arhive, am scos procesul verbal de confiscare și hotărârea pe care a fost condamnat domnul Mirica. Am transmis avocatul și... Și? Am dat și mie o delegație și mă duce să citesc lăsa mea? Da, bineînțeles, ce putea face. Și până la urmă, deci care este șansa de a câștiga acea clădire sau nu?
Avem vreo șansă sau nu? Sunt șanse mari. Șanse mari, bun. Și dacă sunt șanse mari, de ce nu ați investit acolo, având în vedere că este o clădire mult mai aproape și de Ioana este în centrul satului și ați investit în altă parte? Este un obiectiv în litigiu și nu poți să investești în el. Este un obiectiv în litigiu, dar medicii care sunt acolo au investit acolo, i-a spus să investească pentru că nu puteau să practice meseria de medic în condițiile deplorabile care erau acolo. Ei au investit. Așa cum au investit ei în mod personal. Da, ăla funcționează așa, funcționează când trebuie un dispensar, nu funcționează la... Deci funcționează, vorbiți, funcționează de 20 de ani de zile. Funcționează fără niciun fel și n-ați făcut nimic și nici măcar clădirea n-ați reușit să rezolvați litigiul. Funcționează așa cum funcționează, dar eu am fost și am văzut, în momentul în care medicul a intervenit și a consolidat peretele, se vede că nici nu mai plouă, deci eu cred că acea clădire putea fi consolidată. Aveți și autorizații de specialist? Nu, eu nu, eu nu. Dar probabil aveți dumneavoastră un studiu de fezabilitate, dar de ce mă lăsați să clădirea? Mă lăsați să da. Mă lăsați? Spuneți chestiuni fără acoperire. Stați așa, dumneavoastră să le acoperiți. Stați un pic. Domnule, dar mă lăsați să vorbesc. Așa, deci, dumneavoastră spuneți că eu nu sunt specialist. Ei, cine este nu sunt specialist? Eu m-am pus ca un amator, da? Dar dumneavoastră când ați luat hotărârea că nu se poate repara, bănuiesc că aveți un studiu de fezabilitate făcut de o firmă. Puteți să ne-l arătați și nouă? Și atunci dumneavoastră, cum? Nu tot ca mine v-ați dus cu ochiul și v-ați uitat? Păi și atunci, de ce spuneți că nu se poate repara? Oricine și atunci de ce mă numiți pe mine amator? Și eu mi-am dat seama, de exemplu, că se poate repara. Am fost cu proiectant acolo. Iar proiectantul mi-a spus clar, doamne, aici, fără 500 de euro pe metru pătrat de reabilitare, nu reușesc să faci clădirea asta. E clar. La care clădire vreți? La dispensarul. Păi bine, bine, și în perspectivă, când o să o câștigați, ce aveți de gând să faceți acolo? O lăsați să se dărâme? Ceva pe cine e posibil local. O lăsați să se dărâme? Nu. Păi și atunci nu tot trebuie să investiți în ea? Nu era mai bine să investiți acum, să fie dispensarul acolo unde a fost întotdeauna? Este în centru comune? Investiți în centru comune? Domnul Chelar, așa cum domnul primar a spus că... Da, pentru că acea clădire are toate camerele necesare și puteați să o reabilitați mai demult. Să înțeleg că dumneavoastră doriți să vă argumentez din ce cauză nu s-a reabilitat vechea clădire și să reabilitați. Da, dar cu studii, cu studii făcute de specialiști, nu cum spuneți dumneavoastră că m-am dus și m-am uitat și mi s-a făcut mie că... Ei, și vreau să spun că de 20 de ani de zile clădirea aceea nu ajungea în starea care este acum să investiți atâția euro pe metru pătrat. Dacă o luați mai devreme, acea clădire putea fi reabilitată cu o sumă mai mică. Nu cumva era spasul iar, în momentul în care s-a retrocedat de reumă, a făcut spasul. Nu, da, nu știu, dar nu vreau să am ratat. Am terminat, nu, am terminat subiectul cu dispensarul. Așa, deci dacă ați întrebat cetățenii și cetățenii au spus că e mai bine să vă duceți acolo, foarte bine. Eu mă bucur că ați luat legătura cu cetățenii și cu... Păi, nu știu, probabil domnul primar știe mai bine pe cine a întrebat și lumea doar ne vede și știe cine a fost întrebat și ce răspuns a primit. O altă problemă vis-a-vis de colectarea deșeurilor. Nu știu, mie mi se pare cam greu de colectat plasticile și de cărat în anumite puncte. Mie personal nu, că eu le strâng într-o sablă, de exemplu, bitoanele într-o sablă, le pun într-o sablă, duc cu mașina și mai departe. Dar un cetățean obișnuit care nu are mașină, golește un bidon, fuga cu el la Brisacu sau la Ioi. Nu știu, cred că această firmă de așa trebuie să asigure fiecărui cetățean coșuri,
tonderoane separate pentru colectarea selectivă a deșeurilor. Deci, pentru că noi asta plătim. Ei nu asigură. Ceea ce avem noi, avem de la Consiliul Județean. Primul container îl avem la Consiliul Județean. E clar că al doilea container nu va mai veni nici la Consiliul Județean, pentru că ei au avut un program pe care au achiziționat containere, cutiile astea de 120 de litri. Este clar că, așa cum spuneți, colectarea nu se face decât din poartă în poartă, cel mai bine, și nu aveam, deja avem probleme serioase cu colectarea asta selectivă a deșeurilor. Și din această cauză, cu siguranță, ori în luna august, ori în luna septembrie, o să alocăm o sumă de vreo aproximativ 200.000 de lei ca să cumpărăm, vreo 2.000 de pubele. Ca să le dăm în dotare populației și să facem serviciu așa cum trebuie. A, vorbesc că până în toamnă, când vor fi campanii electorale. Prezidențiale. Când o vii, o să le aveți. Probabil că nu mai avea de-a face cu un dosar penal, domnul Micu. În campanie electorală, dar să știți ce, șopa spune cu cizme să dați la oameni. Să dați și zmei că... Da, nu, este bună ideea, foarte bine, foarte bine. Consilierii din opoziție să spună ceva, iar domnul primar deja le ia peste picior. Și este firesc, în momentul în care acționezi așa, este firesc să te apere. Știți ce sugerez? Să fixezi o zi primarul în care să-ți scoată într-un sac de plastic să vină la să colecteze. Până când se ia pubele. Dar nu, asta mă și nu noi. Noi semnalăm, noi semnalăm problemele, da? Banii nu sunt la noi. Primăria să găsească soluțiile pentru rezolvarea problemelor. Bine, da. Da, corect și concret. Consilierul este sfătuitor la un moment dat. Nu, domnul. Eu așa știu. Da, bine, hai. Dacă președintele țării nu-și amă la consilier pe probleme juridice. A, noi nu suntem cel mai acela de consilier, pardon. Noi nu suntem cel mai acela de consilier. Vedeți că avem niște afirmații. Nu așa, domnul. Bun, eu mi-am încheiat problemele pe care le-am identificat. Pubenele, nu zic, deja ne gândim la chestiunea asta cu pubenele, așa că sper cu aprobarea Consiliului Local să o rezolvăm și pe asta. Deci, eu am terminat problemele pe care le-am prezentat, în speranța că în ședința următoare, domnule primar, pentru că a spus că ați realizat un studiu de fezabilitate, un studiu de impact asupra populației și de impact asupra bugetului vis-a-vis de reparația de la sector, am rugămintea să prezentați în ședința următoare. Să puneți în gură cuvintele care nu le spun. Domnul! Am spus eu că am realizat studii de impact. Bun, ați realizat sau nu? Condițiile care v-ați hotărât? Eu credeam dumneavoastră să sunteți un om serios. Sunteți un cadru didactic. Deci, sunt cadru didactic și sunt foarte serioasă. Injectarea de la PNL ajunge la cote de domnul! Așa că vă rog, haideți, chiar dacă vreți să candidați, chiar dacă vreți să faceți lucruri ce vreți. Eu n-am spus așa. Eu nu v-am cerut. Domnul primar, mă lăsați să vedeți. Am ca voi oameni. Vă fac apel la perioada. Lăsați, nu ne-am de perioada asta, pentru că făceați sărituri în amintire. Nu, 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 oameni civilizați. Da, așa cum sunt civilizat, mi se pare că vă este civilizat. Zice, nu mă lăsați să vorbesc. V-ați pierdut abilitățile astea. Mi-am câștigat altele, domnul primar, și problema mea. A trebuit să vă fericit pentru asta. Da, puteți să o faceți. Haideți, închei. Chiar dacă n-ați făcut, chiar nu, nu chiar. Vreau să termin, pentru că în timp ce eu vorbeam, dumneavoastră ați intervenit. Deci vreau să duc ideea până la capăt, dacă sunteți amabili să mă lăsați. Da, sigur, e firesc că sunt opozitoare. Da, e bine ar fi să ridice toată lumea mâna și să tacă din gură și era tot ok. Deci, ar trebui să discutăm toți constructiv. Constructiv spun. Deci dumneavoastră ați luat o hotărâre. Da. Veniți în ședința următoare și prezentați studiul de impact asupra populației și asupra bugetului vis-a-vis de reparație. Am terminat.
dacă nu avem noi partidul. Domnule, v-ați vorbit, hai să lăsați altcineva să vă vorbească. Domnul președinte, domnul Voi. Dar dacă toți suntem la capitolul dispensare, când îl terminăm? În toamnă, asta vreau să dau folosit. În toamnă. Dar până în toamnă am putea să facem niște diligențe, niște cereri către anumiți medici. Să vină, de exemplu, într-o cameră pe lângă medicii de familie, care avem domnul Șerban, să vină și un medic de internet, sau să vină să vorbim cu... Sunt în spital suficient. Nu, poate să vină o dată pe săptămână. Eu vreau la două săptămâni. Mântuiesc. Bine, ar fi să nu mă rog la acea problemă. Nu, nu, nu. Ce trebuie să spășoară activitatea, să dai și un cabinet voastră. Noi să ne punem la dispoziție o cameră, dotată, sau măcar cu mobilier. Pe ei vin cu instrumentar. O dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. Să știe, domnule, are program doctorul cu care vine și face consultații. Noi nu se punem la dispoziție spațiu, el se zice. Să vine cum la curs în partea asta. Nu e ideile. Nu, bă, dar la sector, dacă tot așa la sector. La sector a rămas o groază de spațiu care a fost aruncat în dispensare. Din tot spațiul, din toată clădirea aia, s-a păstrat fosta sală de ședințe, exact cum am discutat aici. Și un birou care să fie al DPP-ului, unde se putea să-și realitatea. În restul spațiului, domnul este al dispensarului. Deci, vă dați seama că ar fi un loc extraordinar de mult, ca să pui și aparatul mărăzării, să faci un dat, nu are program. Să faci absolut orice vrei, da. Și mai mult decât atât. De exemplu, dacă vrei să faci și farmacie, să facem diligențele noi ca instituție. De aici se poate pune, de aici se poate pune, de aici se poate dezvolta, se pot dezvolta diferite idei. Și asta ar putea fi una dintre ele. Dar împreună cu medici discutam. Doamne, ăsta este spațiul. Ce putem să facem, ce mai putem face, ce mai vor ei, eu știu, poate mai vor o dotare, ceva, nu știu. Absolut. Absolut. Da, și dar sunt tot întâi să vedem. Se până acum sunt totul. Luăm și să facem stomatologia acolo și interne și tot. Avem o stomatologie care este acolo. Da, și nu au cum să facem. Totul cu treaba post. Nu vin noi aici. Tu plătești exact cu din capa secundară. Nu mai să plimbă la oraș. Păi tocmai. Noi vrem să punem la dispoziție doar spațiu. El vine și prestează servicii pentru comunitate. Nu se vine să-l preseze la spațiu. Deci atunci, dacă tot avem spațiu la mulți, sunt folosite. Întrebările la spitală, știți? Și mă vine o dată pe săptămână un doctor, reumatolog, vine unul cardiolog. Ce doctor? Deci asta nu e idee. Da. Da, e o chestiune prioritară pentru populație. Sănătatea, sănătatea, individualizată, da, da. Spațiu și la sigur, dar nu-i bun bine spațiu care îl pui la dispoziție. Domnul doctor, dumneavoastră aveți dreptate, însă discutăm de o chestiune socială, exact cum spune domnul Mice, iar serviciile de bază către comunitate astea sunt. Eu am înțeles, dar de ce inconvenient de asta? Mă rog, pentru că sunt, da, nu mai facem filozofia. Și iarăși, drumurile, la fel, este bucățica aia de drum de la fântână de la mine până spre părinților domnului Cusilier. Am putea să mai punem niște piatră acolo, că... Cam să liniște scarpe aici ceva. Nu, dar acolo nu e cineva pe sârniște asta. Acolo s-a făcut o baltă în fața lui Gerica, lui Forea, lui Genetic. Nu o bază când e așa, spăl gardul săptămânal, vine căruța, mașina, că trece și ăla aruncă. Nu-i, dar e groapă, dar e bază, da? Plus în partea asta, la aici, nu-i pe la linie, pe la Mucălău, pe la Spetușcu, la Pernie, pe la Neama Linie, acolo trebuie făcut. Da? Da.
orice. Și la fel, iarăși, curățenia în fața porții. Domnul primar, dar nu poate să vină primăria să curețe șanțul. Asta ar fi... Fiecare să așa. Sfârșeam câteva pregătiri. Aspectul dispensarului vechi lasă de dorit, mai ales atunci cât porțiunea de vechi în fața dispensarului aparține de o sumă. Gardul este stricat. Cine vine în comuna noastră, străin sau o altă persoană, nu știu cum, o să, cum consideră activitatea comunului. Vis-a-vis de lucrul ăsta vreau să vă spun că este cazul domnului primar ca să iniciem o acțiune juridică pentru retrocedarea acestui teren în fața dispensarului, pentru că terenul ăsta a fost retrocedat ilicit. În toate a fost retrocedat ilicit. Dacă bine știți că acest teren a fost confiscat de la domnul învățătorul Milica, ca urmare a faptului că dânsul a fost scos vinovat ca fiind un criminal de război, și confiscat fiind și clădirea și terenul, nu exista niciun motiv ca acest teren să apară în dreptul proprietății rusiniane. Deci, în toate vă zic, este cazul să declanșăm o acțiune juridică pentru retrocedarea, pentru anularea retrocedării acestui teren. Este culmea să mergi la dispensar și să stai pe trejul. Dar cine îi aude chestia asta, mă nebunește. Pentru că, pe vremea, înainte de 2000, acest teren s-a retrocedat, era primarul domnul Bucu și nu știu cum a venit, nu știu ce doamnă de la Consiliul Județean, iar măroara asta care zicea că dacă o dau afară cu ușa de fereastră, și-a reușit ca să se obțină semnătura prefectului. Deci, este necesar pentru comuna noastră, domnule primar, faceți măcar atâta lucru pentru dispensarul ăsta. Inițiați acțiunea ștecătorească pentru anularea retrocedării care a fost făcută în anul înainte de 2000. Ei, și asta este o chestiune care trebuie neapărat făcută, alături de faptul că și pentru cealaltă clădire, clădirea vechi a fost de cooperative, vă rog să dați și o delegație, să mă duc să pot obține dosarul și vă promit că nici în Consiliul Local vă spun cum ar trebui să spuneți dumneavoastră, care este în acestui proces. Pentru că trenează de multe vreme. De vreo 2 ani de zile, i-ați dat la 60 de milioane de lei și n-a făcut nimic cu noi. În condițiile care, nu uitați, noi la primărie, deci, avem pe post pe Consiliul Juridic. Deci, chestiunea asta trebuie rezolvată. Atât am făcut. Spune, una dintre camerele amănunte care sunt prevăzute pentru dispensarul uman să fie redirecționate către cabinet medical veterinar individual domnul Dr. Popescu Steria. Că nici de nu are poate mai multe. Dar aici cum ar putea amestecat un doctor? Dar nu știu să atâmpere mea de așa spate, dumneavoastră că nu-i de acolo. Să plec. A, dar nu știu ce mă duc eu. Vreți să măcați vedeți. Și a zis că nu-i de acolo. A, deci nu este adecvat. Dar nu se poate face să fie adecvat. Nu este, primăria nu este obligat. Este cabinet medical veterinar individual. Așa cum se zice. E de societate. Deci dacă doctorul nu vine și oferă spațiu, primăria nu poate să facă un loc. Nu e adevărat. Nu-i vorba de remunerare. Nu-i vorba că îi convine medicului sau nu. E vorba de cetățean care se duce acolo săracul și trebuie să fie condițiile de legea asta. Nu așa. V-ați spus că stau nu stau deci trebuie să ai grijă de cetățean. Fac spațiul ăsta, da? Îmi renovez, reabilitez și fac eu. Ăsta l-am la dispoziție. Ți-l dau. Dacă tu nu ești de acord cu condițiile și vrei condiții mai bune, mergi și scot sau caută să medici, nu că nu sunt de acord medicii, e vorba de cetățean, dacă nu ești de acord să vedeți în ce condiții. Deci tu ca primărie trebuie să ai grijă de cetățeni. Dar nu e vorba de obligație. Cum? Ai obligație față de cetățeni, nu față de medic. De asta vreau să spun. Față de cetățeni, nu față de medic. Și cetățenii, la momentul medicului, uman, mergi și la medicul veterinar. A, nu, dar nu le amestecăm. Eu vorbeam în cetățenii. Dar e situație.
Dar nu, de ce le-am respectat? Vorba de altceva, ce ți-am stat în urmă. Problema, să mai subliniez și eu, pe drumul nostru, acolo, trăpând, bărțul la greu. Și altceva, domnul primar, pune-te o cameră de la vedere, eu m-am săturat să mă cere cu oamenii. Cu gunoaie, și vă dau numerat, Jiria, Irinia, ăsta cum îl cheamă? Toți dispare. Da, i-au văzut de roaba, de-a cu cădraci, de-a cu cânierul. M-am dus pe deal. Și erau fetele de la ajutor social. Lasă cu ele, s-a făcut domnul. Primar să facă saci cu mizerie și cu ăsta, cu lumeguș. Și dacă le-a zis, du-te, nu știu ce, i-am le vorbit și urmă. Nu se mai face, sticle, festuri. Vă spun, și cum vine acum apa, cum a plouat și asta, toate le aduce de acolo. Râul Rușului trece dincolo de dâncul ăla, pe noi puteți să ne ștergeți de pe acolo. Sistemul nostru de supraveghere, câte camere? 19. 19? Haideți să facem merite, să mărim, să facem o investiție, să punem, să lărgim mare de supraveghere. Și de adevăr, cel care este prins, să-l da domnule direct. Și dacă nu studi astăzi, pe care ne-au pâine, pentru că vorbim și pe mine, pe minore, după aceea gata. Zice, bă, stai un pic creștere, ne dau amenzi. Dacă îi tot aruncă și nu sunt sancționați. Și ce ceva? Și dacă de altă parte să ne asigurăm și cu venit. Deci care vine de la doamna Cristina, de la doamna Cristina, de la doamna Cristina, de la doamna Cristina, să vedeți cum vă spuneți domnul, ălea două sucăți, până acum și mie cu parcă. Și de văzut, deci, îi seminari de amenzi. Ăla are 6 minute, dar nu ce? Și la doina, așa, dar ce vă dau? Și are 6 minute, dar nu ce? Trebuie și la ea acolo, rupt acolo.
fac cum să se mărească de șantul. Păi așa, așa, îți trebuie și așa. Spală drumul ăla de 20 de mădere. Și pe mine nu prea mă afectează acum. M-am lăsat vorea cum ai zis. Nu trebuie la bani, ferești de obiectură, mare pericol. Dar este fata asta, n-ai nici bărbat, are copiii aia. Păi, îi putem asta în baltă. Stau în baltă până la... Până la vizionare. Vă spun, când plouă, acum îți dau în baltă, n-am ce fac. Atunci l-am urat. Și nu știu acolo să trece. Îți facă toți șanse. Acum nu o să ai mâinii pe mâini. Eu vin doar așa, o să mă țin legătură eu cu dumneavoastră și o să vin în care așa. O rezolvă un de zeliu, un mod de ceva, un caz, știu și tot, că îți poate așa. Că acum am văzut că toate drumurile sunt cu belea, trebuie doar la strate coate, toate trebuie luate la cap la coate, toată lumea se bagă acum cu drumurile, cu toate brânțele, cu toate cu codețele, cu toate chestii, cu toate bici tot. Dar de pe urmă funcționează? Da, asta e treaba. În concurs am trecut băieți, începând de luni, este în dispoziție de luni, încep treaba la primărie, ca să mă ia ce-i primărie. Și atunci? Ce? Atunci s-au schimbat și dar nu s-au schimbat. Ce s-a schimbat? S-au aliat în ce? Nu, am făcut concurs de recrutare, așa exact cum am discutat în Consiliul Local, am discutat. Deci, ce te poate da schimbare? Schimbarea statului de funcții, am închis. Da, exact. Da. Dar cu asta cu comandă, eu vă rog frumos. Dumneavoastră duceți oamenii acolo, eu și de două ori pe luna am văzut oamenii, fac curat, dau un foc la tot ce se strânge acolo și în urmă nici două zile nu lucrează și mai de urmă lor. Da, trebuie doar de niște măsuri, o să facem cu niște camere din astea, mă apuc și dau acolo în chiar. Nu, nu am și să mă duc. Ca să mă duc cu cameră fixă, trebuie să întind. Și de ce te puneți gen la DNP, domnule? La DNP, la ce se spuneți? La domeniul public, la serviciu de domeniul public, în primărie. La domeniul este? Da, e tot soarele rămâne. George, rămâne în continuare. Ca și responsabil. Dar responsabil. Nu, și mai era o chestie. De 2016, de la de altul, 3 ani. Mai facem ceva la podul ăla de la Paci. Să mai facem o hârtie, măcar. Am vorbit săptămâna trecută, împreună. Doamne, lăsați-ne pe când suntem dați peste capul drumului județean. De 3 ani de zile îți lați peste capul. Nu, era vorba de inundațiile de acum. Inundațiile de acum pe alte localități. Deci, nu vă ascund faptul că mă chinui 4 ani de zile să fac un kilometru de șanță. Și am rugat. Președinte Consiliul Județean, am rugat administratorul județului, l-am rugat directoarea la drumul județene și fiecare an, azi, vă rog, anul ăsta am promisiune că mi se face un kilometru de șanță. Periat, da. Zona asta pe baltă, toată zona aia până la Dancitea, ca să fac și o opțiune, acolo sunt probleme și au fost probleme mereu. Așa. Dar, vis-a-vis de ce spuneți dumneavoastră, ca să... Trebuie făcut o adresă, oricum trebuie făcut o adresă. Și dacă se rupe de tot și însă așa, atunci ce soluție ai? Da, nu se rupe la mai înainte. Degradarea mai înainte? Apropo de tot. Deci ăla e un pădesc care s-a făcut la 3 metri în ce fel. E foarte greu ca să... Așa. Dar trebuie făcut. Că nu, eu știu, mai intra cu reparații, cu extinderea, nu mai știți. Apropo de poduri, dacă văd că uitam, aici de la un zimbră la 50 de trece, de la mare, acolo, podul ăla, dar trebuie să leagă rezolvat, dumneavoastră am baie, trebuie cu animale, podul ăla n-are cum să treacă în altă parte. Nu trebuie să leagă nici prin iarta, nu poate să coboare cu animalul pe navă, nu trebuie ceva că trebuie să reparăm pe zimbră. Am leagă și podul ăla acolo. Dar drumul ăla, să vă zic eu la... Măcar să poate să treacă, știu eu. Deci căruță măcar, știu și orice, dar înțelegeți că timpul ăsta nu poți să faci absolut nimic, nu poți să miști absolut nimic, intră mașina până nu mă simt. Indiferență.